frumoasă pentru doamna Maria, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Ne primiți la dumneavoastră? Da, de ce nu? Da, doamna Maria, la mulți ani vă spunem, doamna Maria, dar haideți să mergem acolo unde avem mai multe lumine. Doamna Maria, noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Și astăzi venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. Cineva care și-a dorit din toată inima, măcar sufletește, să ajungă aici la dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Așa credeți dumneavoastră? Să știți că este cineva care obișnuiește să vă spună mamă. Da, Roxana. Iar astăzi și-a dorit din toată inima să vă sărbătorească, să vă mulțumească pentru tot ceea ce ați reușit să faceți în acest timp și pentru că mereu îi sunteți și sprijin și alinare. Mulțumesc. Noi o să vă gândăm la mulți ani, da, după care aflăm și ce are asta să vă transmită, pentru că avem câteva gânduri venite din inimă pentru dumneavoastră, care și-a dorit astăzi foarte mult să vi le transmite. Am să vă rog să mă susțineți, să-i cântăm la mulți ani doamnei Maria. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani vă spunem, doamna Maria. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Iar acum a venit cel mai important moment. Mulțumesc și roxuța mea, fata mea, soarele meu. Să știți că noi avem și câteva gânduri din partea dumneaei, care și-a dorit astăzi foarte mult să vi le transmită. Și mesajul pe care l-avem pregătit spune așa. Astăzi pentru mine este o zi sfântă. Este ziua în care tu te-ai născut pentru a-mi face viața mai ușoară. Atunci când Dumnezeu a trimis pe pământ fiecărui om câte un înger păzitor, pentru mine ai fost trimisă tu. Te numesc înger pentru că mereu mi-ai fost aproape atunci când nimeni nu a făcut-o. Mereu ai știut să îndrepți orice greșeală, chiar și sănătatea mea uneori depindea de tine și mereu te-ai lăsat pe tine ca să-mi fie mie mai bine. Mereu te-ai pus pe ultimul loc pentru a fi eu pe primul. Nu știu cum aș putea să-ți mulțumesc pentru răbdarea ta, sănătatea și anii tăi pierduți cu mine. Asta face un înger adevărat. Vreau să știi că în orice colț din lume mi-aș afla, nu este zi să nu mă gândesc la tine. Te iubesc. La mulți ani, mama mea. Cu mult dor, Roxy. Mulțumesc din suflet, Roxy și Dani. Mulțumesc, Dan. Mulțumesc din suflet, mamă, la toți și la părinții tăi acolo și la mama ta, la sora ta, la toți. Și mulțumesc, Roxuța, viața mea, fata mea frumoasă. Este departe, da. Și este, da, foarte greu că astăzi, da, de ziua dumneavoastră să nu fii prezente. Noi plin de fericire, să nu creadă că plin de altceva. Lacrimile cu siguranță de fericire, da, că aveți atâtea persoane dragi care vă iubesc nespus de mult. Mulțumesc, sunt și băietul meu aici, Fernanduțe. Și Claudel și la toți, fii sănătoși cu toți. Iar acum noi pentru dumneavoastră să știți. Mele, Mariana, Carmen, care sunt lângă mine tot timpul, sora mea, Doina, fata mea, Rebecca și toți. Iar cei care nu sunt fizic, sufletește, sunt cu toții. Da, pentru că mereu inima și gândurile sunt aici, la mame, da, și la budica. Mulțumesc la toți din suflet. Iar acum noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii pregătite din partea dumneiei, care dorește să o ascultăm împreună. Da. Oameni buni, vreau să cânt cea mai frumoasă melodie care e făcută de mine, dragi, pentru toți care vă iubiți, mamele.
cât mai sunt în viață, prețuiți-le și dați-le speranță, pentru că mama e unică în lume. Și ascultați melodia asta. Maria. Să fiți sănătoasă, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și cu Doamne ajută să ajungă toți aici aproape de dumneavoastră.